În urma întâlnirii de lucru cu reprezentanții asociațiilor de fermieri din sectorul vegetal, ministrul agriculturii și liderii mai multor organizații de fermieri au semnat un proces verbal prin care au fost agreate o serie de măsuri, precum și termenele de implementare ale acestora. Toate le găsiți în platforma Media Agro TV. Acum vă prezentăm o sinteză de la conferința de presă susținută de liderul de la MEADR, împreună cu reprezentanții asociațiilor din sectorul vegetal, după negocierile avute la sediul Ministerului Agriculturii. Anul acesta, până pe 30 mai, vom acorda un sprijin de 100 de euro pe hectar pentru toate culturile din toamna anului 2022. Vom da un sprijin în zootehnie, 100 de euro UVM vacă de carne, 100 de euro porc, 100 de euro în sectorul UVM avicol. Vom subvenționa integral în anul 2024 și actul este emis până în anul 2026 toată acciza care este utilizată în agricultură. Sunt forme de sprijin pe care Ministerul Agriculturii și Guvernul României le au în bugetul pe anul 2024 pentru a încerca în această perioadă destul de grea pentru fermierii români să scoatem toate societățile fermierilor din dificultate. Din partea organizației Alianța pentru Agricultură și Cooperare, care am anunțat proteste în cazul în care vom veni cu solicitări astăzi, adică a organizațiilor profesionale care fac parte, o să avem o întâlnire în care o să ne consultăm, pentru că o mare parte dintre solicitările noastre au fost agreate în primul ministru. Probabil că vom decide să suspendăm orice inițiativă, pentru că nu era vorba de mai mult de atât, orice inițiativă de a efectua proteste până la ajungerea la unui termen. La momentul în care nu se vor îndeplini sau se vor îndeplini, vom lua din nou decizia ce vom face în actul de reprezentare. O să plec de aici, să anunț oamenii din stradă, să le spun situația cu care s-a rezolvat. Sunt încă o dată mulțumit de ce s-a făcut. Așteptăm pe parcurs ca domn ministru să mai ne cheme la dialog, să mai construim ceva, pentru că agricultura din România și oamenii ăștia care sunt în stradă n-au venit de drag, sunt de 6 zile acolo nespălați, neschimbați, chiar și nemâncați. Și trebuie să găsim o soluție ca acești oameni să-i convingem să plece acasă, dar va pleca acasă în condiția când noi le vom asigura o garanție. Ceea ce astăzi s-a decis printr-un set de măsuri care răspund unei crize nu se va opri aici, ci e un proces întreg în care ministrul cumva a primit mandat din partea asociațiilor de fermieri din România pentru a susține în cadrul Guvernului, în relația cu Ministerul Finanțelor Publice, în relația cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în relația cu Ministerul Cercetării, Inovației și Energiei, în relația cu Ministerul Muncii, cu Ministerul de Interne, interesele unei agriculturi românești performante. Am cerut Ministrului Agriculturii să ceară ajutorul sau sprijinul mediului asociativ, pentru că noi nu suntem aici doar să prezentăm probleme, poate că o parte din probleme la o parte din aceste probleme noi cunoaștem inclusiv rezolvarea sau intuim care ar putea fi rezolvarea. Atât la nivel național cât și la nivel european, putem să sprijinim România, pentru că azi dacă fermierii sunt în stradă, nu pierd doar fermierii, pierde România. Sau economia României în totalitatea ei. Trebuie să avem în vedere că aceste măsuri au nevoie de implementare prin acte normative. Într-adevăr, este un mare pas către structurarea mediului asociativ din România, pentru ca mai departe să reușim împreună, prin presiunea membrilor noștri, să obligăm ministerul, dar nu doar al agriculturii, ci și celelalte ministere în cadrul guvernului și guvernul să vină cu soluțiile la problemele noastre, nu doar atunci când suntem în stradă.